Astăzi la Constanța a avut loc conferința de presă prilejuită de organizarea campionatului mondial de hand-to-hand fighting juniors, fete și băieți. Competiția sportivă va reuni la linia de start peste 300 de sportivi din 23 de țări de pe întreg mapamondul. Astăzi, începând cu ora 11 la Sala Sporturilor din Constanța, a avut loc conferința de presă în cadrul căreia a fost prezentate toate detaliile evenimentului de talie mondială care se va desfășura în perioada 8-9 septembrie. Vreau să-i mulțumesc doamnei directoare care este aici de față, care ne-a dat tot sprijinul de care am avut nevoie și ne-a dat încredere în primul rând, pentru că este persoana care a înțeles de prima dată și foarte rapid importanța acestui eveniment unic în România. Este un eveniment de talie mondială. Ce se realizează aici la Constanța este o mândrie pentru noi și îmi doresc foarte mult ca sportivii noștri, sportul României să se afle pe podium. Doresc enorm de mult să-i asigurăm pe oaspeții noștri de tot sprijinul și să dovedim că suntem cu adevărat gazde primitoare, așa cum pe noi românii ne caracterizează. Ce pot să vă mai spun? Vreau să vă mai spun că a fost o muncă destul de dificilă, ca să spun așa. Nu este ușor să organizezi un campionat mondial, nu este ușor să fii atent la absolut toate detaliile, pentru că sunt foarte multe detalii, dar cu încredere și cu optimism, cu determinare, am reușit, iată-ne astăzi aici și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi aici prezenți și ne sprijiniți în continuare. Sper ca România să facă o surpriză plăcută la acest campionat mondial și să fim mândri că suntem români. La acest eveniment au fost prezenți Bogdan Neagu, președintele Federației Române de Hand-to-Hand Fighting, Mariana Solomon, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, dar și președintele Federației din Uzbekistan și Republica Moldova, care au sosit deja la Constanța. Domnul președinte, nu pot decât să vă urez mult succes în noua disciplină în România, care din martie a început să funcționeze anul acesta și deja suntem gazda unui campionat mondial. Vă doresc un succes, sper să fie un real succes, dar cel mai important este ca sportivii să concureze fair play și cel mai bun să câștige. Atunci când ați venit la Constanța, deși era programat la Mecidia, am răspuns cu da, pentru că sportul este pentru noi un spirit de educație la Constanța, indiferent de disciplina sportivă. Și vă susținem atât cât ne cereți ajutorul. Lotul național al României va sosi la Constanța joi și va participa la această competiție cu 12 sportivi, 8 băieți și 4 fete. În cursul zilei de mâine va sosi și lotul național al României, se va reuni. Vom merge la această competiție cu 12 sportivi, 8 băieți, 4 fete, la diferite categorii de greutate. Ți să mulțumesc în primul rând presei pentru promovarea acestui eveniment, fiind și timpul foarte scurt. Staffului Federației care s-a implicat și am depus un efort foarte mare pentru realizarea acestei competiții. Încă o dată, doamnei directoare pentru Direcția Județeană de Sport și oamenilor implicați în această organizare și competiției, în organizarea competiției. Și în primul rând țin să mulțumesc domnului Sorin Radu pentru implicarea în acest eveniment. Și toate federațiile prezente la acest eveniment vă mulțumim pe cale directă și scris către Direcția Județeană de Sport și domnul Sinan. Sper să-l cooptăm în staful federației. Noi vă vom avea o ședință a federației noi le formează, în formă federal, care sper ca dânsul să accepte de a face parte din staful federației. Încă o dată mulțumesc presei și la toată lumea implicată în acest eveniment. Evenimentul se va desfășura la un nivel destul de ridicat, de profesionalism. Arbitrajul este compus din 21 de arbitri din toate țările participante, plus un supliment din China și din Japonia sau Rusia, nu știu exact. Dar și noi vom participa cu 3 arbitri internaționali. Sperăm ca promovarea acestui sport pe plan național să decurgă conform programului
Și la invitația președintelui din Uzbekistan, Federației din Uzbekistan, să participăm la Jocurile Asiei, ca invitați, pentru a acumula mai multe experiențe. Sperăm să venim cu informații despre acest sport pe de presă în zilele următoare. Și încă o dată vă mulțumesc. În numele Federației Române, în numele Federației Internaționale și în numele tuturor sportivilor participanți la acest eveniment. Campionatul mondial de hand-to-hand fighting juniors, fete și băieți, se desfășoară pentru prima dată în România, iar primele delegații sportive care vor participa la această competiție au sosit deja la Constanța. Noi, ca Federația Română Moldovenească de Republica Moldova, putem să vă spunem un lucru, că cu Federația Română suntem practic înfrățiți. Adică noi venim aici ca acasă și Federația Română fix așa vine la noi ca acasă. Noi spunem așa că prin sport facem un pot de for între partea cealaltă din Brut și partea asta. Asta pot să o menționez și pot să spun. Adică cu domnul Bogdan suntem practic frați și sportul ăsta pe noi ne-a înfrățit. Și eu sunt sigur că și sportivii noștri, cât lot național al Republicii Moldova, cât și a României, va fi mereu împreună. Necătându-ne, nu are importanță unde o să fim, și la cantonamente, și la pregătiri, și chiar și la competiții. Noi suntem foarte bucuroși să venim pe pământul României la campionatul mondial. Naša команда повністю зараз пройшов. Екіпа наша виїхала з тотою делегацією, тільки тоті категорії депутатів, це практично 37 персон. Прошлого року, коли цей чемпіонат світу проводили государство на Молдові. Anul trecut tot campionatul de acest gen a fost făcut în campionatul în Republica Moldova. Naša команда там хорошо участвовала, она общая команда взяла второе место. Echipa Uzbekistanului anul trecut a luat locul 2 pe echipe la campionatul mondial de tineri 14-18. Când în Moldova проводили чемпионат мира, была хорошая организация, на работах, все было хорошее. Fiecare an, Federația Internațională tot mai bine și mai bine dezvoltă acest gen de sport și nivelul de petrecere competițiilor de timp este mai pas cu pas, tot mai bun și mai bun. От сегодня de уже ми приїхали на Румине, посмотрели уже все хорошо организовано, встречают и команды встречали на размещенной гостинице, и сейчас вместо Богдана я проговорили. Acum noi de dimineață am venit în România, suntem foarte bucuroși cum ne-a invitat, cum ne-a primit, ne-a cazat și acum toate discuțiile care se petrec cu obștinte Federației din România sunt foarte binevenite și sunt foarte bune pentru dezvoltare la hand-to-hand la nivel internațional. Mr. Bagdana, vi scaje большое спасибо. Mi-e очень рад участвовать в этой соревновании. Mi-e будем вашему государству проводит соревнования по рукопашному, мы обязательно придем, будем участвовать. Но я сегодня очень горжусь фирмой Ича, и очень шикарная компетиция, которая в Анфи Петрикута на Румынии, но и экипа из Узбекистана, сегодня гата со фирмой Мерео Лавошчик компетиции, которая в Анфи Петрикута на Румынии. Campionatul mondial de hand-to-hand fighting juniors, fete și băieți, care se va desfășura în perioada 8-9 septembrie la Sala Sporturilor din Constanța, este organizat în premieră în țara noastră de Federația Română de Hand-to-Hand Fighting, în colaborare cu Federația Mondială a HASIF.